Bună! Bună! Tati, ce faci acolo? Citești. Citești? Și ce carte citești tu, tati? Un cărțelu și un încurcătură. Serios? Da. Și despre ce este vorba? Despre un cățel care a fost cumpărat de la o doamnă și chestii. Mi-ai spus tu odată că vrei să facem un filmuleț cu ce? Colecția mea de Schleich. Exact, colecția ta de Schleich. Și asta au vrut-o și câțiva dintre abonații tăi, știi? Nu. Au spus și ei în comentarii. Nu. Mm-hmm. Nu știu. Da, și iată că astăzi a venit tipul să facem colecția de Schleich. Wow, wow. Hai să vedem ce poți să ne prezinți. Ești gata? Da. Da? Ia. Din Germania, cumponei, conglistoare și cu o cutie, cumponei mare. Așa. Iapă. Și aici am o iapă și un armăsar. Și aici am o ambulanță cu o doctoriță cu, da, și o doctoriță. Nu mai scot că e. Da, ăsta se dă jos? Da. Ia dă-l puțin să vedem ce. Așa, să vedem și interiorul, priviți. Și ăsta se dă jos, dar nu. Uh-huh. Asta ați văzut într-un video anterior, da? Și ăsta. Așa. După care o leoaică cu un leu. Tot de la Schleich. Acesta este advent calendar de anul trecut. Din 2018. Cu o doamnă aici care rănește cu animăluțele. Cu un copil. Și aici am un set tot din anul 2018, care l-am primit de la Moș Crăciun. Și am aici 3 cai din rasa Apelusa de la o Horse Club, un armăsar, un pui iapă și o iapă. Uitați, puiul seamănă ca mama. Mm-hmm, seamănă cu mama lui, așa este. Are și maro și acele și pete. Aici am o boxă, un graș cu un mâns de apă și cu o iapă. Și am aici o doamnă. Ia să-i vedem. De mai aproape să-i scoară. Au, poate mă mușcă. Te-am speriat, nu? Așa, priviți. Acesta este mânzul. Tot din anul 2018. Ba nu, din 2017. Și aici o cheamă Luna pe iapă, pe ăsta mare. Care... Cine a pus numele Luna? Eu. Tu ai vrut să o chemi așa? Luna, da. Bravo. Trecem la mai departe la camionetă. Și aici am o mașină cu nene. Nenea Baciu, care arată un ureț. Aici am o fată pe care o cheamă Andra. Eu i-am dat numele. Și aici am două perii pentru cai. Și aici am paie. Așa, și în remorcuță văd că este cineva. Cine este acolo? Pare a fi Black Beauty. Ai nu Black Beauty, e o fată. E o fată? O cheamă Mura, ca pe calul care știu eu care este în realitate. L-am botezat așa că Mura este tot așa neagră. Și aici are un morcov. Și uitați aici partea cea mai faină. Îi se deschide asta și aici vedem un căpăsu și o șa. Și aici am niște jucării din calendar care le-am primit cadou de la Moș Nicolae cu o cescuță. Cescuță cu o prăjituică, cu o masă și o farfurie. Și aici, adică toate astea care le vedeți aici, tot cu cutie, sunt calendar.
Așa. Și aici am un set cu un armăsar și aici am așa. O mâncare, un căpățiu, o pătulică și calul, care este în fereche cu ăsta negru, gheapaia. Și aici am un jocheu și o iapă dalmațiană, așa îi spui tu? Da, așa vreau. Mm-hmm. Și aici am două medalii. Cu două trofee. Aici, dacă se vede bine, este un cal mic, mic, mic. Așa. Și setul ăsta a mai venit cu un căpăstru și cu o păturică. Mm-hmm. Și aici am din seria cu baiala. Așa se cheamă. Aici am un Pegasus, pe care o cheamă Onchiao. Onchiao este acesta? Da, ăsta. Și aici am un cal armăsar cu o zână, cu un elf. Și aici am trei... O familie de... De unicorn curcubei. Și aici unicorn curcubeu. Priviți ce frumos sunt și aceștia. Ăsta l-am primit de anul trecut de la Moș Nicolae și ăștia tot de anul trecut. La servarea mea Foarte, foarte frumos și ăștia. Un armăsar, un mânz iapă și o iapă și mâncare și carduri. Așa, și mai avem, văd că prin afara gardului. Am o iapă și uitați, asta este din România. La fel ca și ăia ăia ei pălusa, tot din România sunt. Priviți aici. Made in România. Ați văzut? Așa, mai avem aici un... Armăsar sire și o iapă sire. Armăsarul ăsta l-am primit de la Moș Crăciun de anul ăsta, iar iapa am cumpărat-o eu din București. Apoi, mai avem aici cai aceștia indieni, sau cum s-or mai chema? Da, aici am trei cai Pinto. Așa se cheamă aceștia, Pinto? Da, un armăsar de anul ăsta și... De la Moș Crăciun ăștia doi și ăsta l-am luat eu. Așa. Și aici am un set cu, deci, iapa asta cu acest mânz și cu asta și cu asta și cu gardurile au venit în set. Iar armăsarul ăsta a venit separat. Dar ăștia sunt în familie. Și am uitat din ce era să spun. Ăsta este din... Am uitat din ce era să sunt. Voi, dacă știți din ce era să sunt, puteți lăsa un comentariu. Poftim? Să-mi amintesc, dar nu știu. Am înțeles. Și aici am tot un ponei armăsar și o iapă a ponei. O, ce mici sunt aceștia! Ăsta e cel mai mic dintre toți. Și ați observat că ăștia doi, adică știți că ăștia doi sunt o familie? Sunt... Mai lipsește doar pui. O să-ți luăm și puiul ca să faci familia. Și la ăștia îmi lipsesc pui și am aici din asta, iapa asta, care trebuie să fac familia, mai lipsește doi, mai lipsesc doi. Și aici am cel mai mare set dintre toate. Acesta este setul pe care vi l-am prezentat de Crăciun. De Crăciun, acesta ți l-a adus Moș Crăciun. Și ăsta, poneiul ăsta este în pereche cu acesta. Bun. Și aici mai am un obstacol și calul ăsta sare așa. Nu vă pot arăta așa. Și uitați, astea se deschid. Și mai avem aici am uitat să vă spun că ăsta e un armăsar.
ar, și asta e o iapă și asta tot o iapă. Și omul ăsta a mlesinat. Și aici este calul cu un acrobat. Și e o iapă. Chiar îmi place calul ăsta, îmi place la nebunie. Și mie îmi place. Este foarte frumos. Are coana asta mai specială, mai așa. El este special. Și am aici un căpăstru mov. E primul meu căpăstru mov închis. Mai am unul mov deschis. Și am aici doi copăcei. Aici e unul. Aici unul. Și încă o cutie. Încă o cutiuță cu diferite medicamente și obiecte de îngrijire, poate. Doar cu obiecte de îngrijire. Și aici am un... O găletușă. O găletușă cu apă. Și aici tot un copăcel. Și aici am mere. Yummy. Yum, 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 yum. Stai că mi-e Ai fost tare. Și cam aceasta a fost colecția mea de șarpi. Mulțumim celor 31.000 de abonați. Vă pup și vă îmbrășisez. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și să vă abonați. Pa!